complet. Bun găsit, doamnelor și domnilor, la comentariul zilei. Sunt Adriana Dascălu-Bulina. Alături de mine în studio se află invitatul permanent, jurnalistul Sorin Avram. Bună, Sorin! Bună, Adriana! Bine m-a regăsit! Așadar, vom avea la vară amenajate 3 spații pentru grătare, pentru picnicuri. Primarul Ion Lungu a dat asigurări că va fi foarte frumos acolo. Da, acolo este o zonă frumoasă. Eu cunosc, la Iazuri? Da. Te acolo referi? În spate la IRE, la Electrica. Sau... Eu n-am fost niciodată. Deci cum merge Adriana spre casa de oaspeți? Nu mergi în stânga spre casa de oaspeți, spre Ipotești încolo. Faci dreapta imediat după clădirea aia care e pe acolo, prin zona aceea, de acolo. Da. Și chiar este foarte frumos dacă se amenajează și așa Suceava. Un loc potrivit, nu? Da, până se rezolvă problema aia cu șipotele, că au de 40.000 de ani. De la prima atestare documentară a Suceavei, aud că parcul șipote treacă de la direcția silvică la municipalitate, nu se întâmplă. Și nu se poate, dacă nu ești tu proprietar, pe ea nu poți să faci investiții acolo, n-ai cum. Pentru că dacă ai băgat bani acolo din fondul public, înseamnă o deturnare de fonduri și n-ai bani. Și acolo se poate face un lucru. Dar dacă tot se amenajează ceva acolo la Iazul respectiv, doamne, ar trebui de făcute și niște piste pentru bicicliști, că în Suceava nu există așa ceva. Sunt niște drumulețe, niște poteci pe trotuare, ci că pentru bicicliști. Așa, da, nu se poate. Sunt oameni în Suceava, cunosc, care ar dori să se plimbe cu bicicleta și nu pot. Și acolo este suficient spațiu, poți să faci lat drumul ăla pe lângă ea, pe acolo, să faci una pentru bicicliști și restul pentru oameni. Și să învârte acolo nici cei care au bicicleta. Role. Că nu da, sunt pentru role, spații, pentru, s-ar da. Putea face și asta. Asta s-ar putea face lucrul ăsta. Se și, lovesc, și se împușcă mai mulți și trebuie făcut. Da. În Suceava, dacă vrei, cu trotuarele sunt câteva lucruri pe unde poți să mergi, dar unele sunt comice pe acolo, pe la mine, pe lângă spitalul nou, pe lângă spitalul municipal. Sunt... intri cu capul în copaci, știi? Deci e pista pentru bicicliști, dar când mergi pe jos trebuie să te ferești așa, să îți pui capul. Dar cu bicicleta e și mai complicat. Cu bicicleta îți vine ți-a capul, știi? Pac! Ca la filmul cu Ștefan cel Mare și cu Sinan Pașa. Deci va fi... Și se poate face. Să mergi cu bicicleta pe stradă este imposibil pe drum. Pentru că te calcă ăștia cu mașinile. Nu interesează. În Suceava există un risc foarte mare să-ți pierzi viața ca pieton, știi? Dar minte să mai fii și pieton pe la trecere de pieton, dar dacă ești în trafic biciclist, șansele ca deja să mori sunt mult mai mari. Te-ai riscat viața grozav. Bun, deci vor fi 3 locuri și la pădurea Zamca e foarte bine acolo. Da. De amenajat și pentru cei din Burdujeni am înțeles că la pădure acolo, pe Alea Dumbrăvii. A, știu și locul ăla, da, n-am fost de mult în zona aia, ăla e cam în Harlem, așa, pe Alea Dumbrăvii, sunt niște persoane cam dubioase. Deci vor trebui să existe și patrule de... Absolut, acolo cel puțin pe Alea Dumbrăvii, dar și aici, că e cam la dos, știi... La pădurea Zamca? La Iazuri? Partea asta, la altă, că e cam la dos și să nu apară ăia hămesiți din parcul și poate că n-au prins nimic de pipăit și de dat în cap și să nu vină partea aia. Trebuie patrule. Deci peste tot trebuie patrule. Peste tot trebuie patrule. În Suceava e sigur numai prin centru, când e lumina aprinsă. În fața palatului administrativ. Acolo mai sigur. Da, și am văzut cum poate suna povestea unui prefect. Poate suna așa cum e cea lui Ovidiu Doroftei. A avut cea mai înaltă funcție în județ la un moment dat, apoi Adriana, a dispărut. Adriana, ai grijă ce vorbești. Te rog. Cea mai înaltă funcție în județ o are domnul Flutu, președinte al Consiliului Județean. Pe vremuri a avut a fost prefect, nu? Ești incredibil, tu nu-ți dai seama că ai făcut, cum adică să fie prefectul peste Gheorghe Flutu. El e ales, nu-i numit. Da. Și săracul, că poți să-i spun săracul din prefect, de Suceava a ajuns șofer în Anglia. Mi-a plăcut foarte mult intervenția lui Ovidiu Doroftei. Eu nu-l cunosc foarte bine, că odată am stat de vă rău cu el și l-am mai criticat eu când era prefect, nu știu pentru ce, știu că l-am criticat. Dar acum l-am văzut cum vorbește și mi-a plăcut foarte mult cum gândește. A stat omul, n-a stat cu mâna întinsă aici la Suceava după ce a mai fost prefect, s-a dus în Anglia și nu i-a fost rușine să fie șofer. Mi-a plăcut foarte mult cum a pus problema, că a venit înapoi în țară pentru a-și educa copiii așa cum își dorește. Probabil că domnia sa a fost deranjat de niște lucruri care au legătură cu sistemul de învățământ din Marea Britanie. Și apoi se merge cu copilași la o anumită vârstă din România, în Anglia și peste tot în lume,
problemele astea grave economice și cu șomajul, stea, copiii sunt răi, se spună, să-l facă țigan, să că învață la părinți, că este dacă pornirea ești român, asta. Da. E și nu numai român, și polonezi, și albanezi, da. Dar cu românii mai mult. Și probabil că s-a gândit domnul Dorotei la lucrul ăsta. Mi-a plăcut, ți-am spus foarte mult cum a vorbit, mi-a plăcut, îmi place foarte mult sinceritatea și cum gândește. Da. Apoi, pe de altă parte, domnul Doroftei nu a stat, mă, cu mâna întinsă să pună direct, știi că unii ajung în niște funcții și pe aia să numai vină, șef, numai să șef, să fie ei, numai nu șef mai și să stea. Sau domnul Doroftei putea să-și facă o firmă care să câștige bani frumoși din afaceri cu statul, pentru că el cât a fost prefect acolo, tot și-a făcut niște relații. Și tot trebuie să fie ajutat niște oameni, nu? Să rezolve niște treburi. Și domnul Doroftei ar fi putut profita de această funcție, însă nu a făcut-o. Și lucrul ăsta este de apreciat încă o dată. Și încă o chestiune. Dom'le, totuși, nu e posibil. Deci a fost prefect. E o funcție foarte înaltă în România. Să meargă șofer în Marea Britanie, să întrebe unul. Bă, un Peter din asta cu 8 clase care e șofer, să întrebe, bă, dar tu ce ești? Păi ce ai făcut în România? Păi am fost prefect. Și se explice acum, adică, măi, ca la noi, așa, un șef, da, mă, și cum ai ajuns șofer aici? Numai țările din lumea a treia. Sunt oameni din lumea a treia care au fost profesori universitari din Africa, unde sunt zone din asta de conflict și unde se bat triburile între ele și fug oamenii de acolo, știi? Și ajung profesori universitari, doctor, dar din aia chiar foarte pricepuți, oameni care au deținut funcții foarte importante să fie... să spele vase printr-o bucătărie la o șaormerie din Londra sau la Liverpool într-un magazin de vândut muzică, știi? Numai oamenii din țările astea foarte înapoiate ajung în halul ăsta. Bă, de un om care a fost prefect al județului, nu este normal, trebuie să-i se creeze un culoar astfel să, încât să rămână într-o zonă din asta unde se iau niște decizii și într-o zonă așa mai curățată, mai curată. Adică, domne, e și păcat să nu profite societatea de un om care a acumulat o experiență. Cât a fost proiectul? Un an jumate sau doi, nu știu cât. Dom'le, dar doi ani de zile omul a fost într-o funcție foarte importantă de decizie și tu ca societate, la bugetar sunt atâția frecători de mentă și habarniști care nu știu nimica. Și tu în loc să-l iei, tu ca societate, indiferent de partidul care e la putere, ia și folosește-l și pune-l acolo. Și, ei, dacă nu-i convine lui salarizarea și nu-i convine, poziția să plece. Dar oferă-i ceva. Apoi nu trebuie să uităm că domnul Doroftei a ajuns prefect datorită lui Alexandru Băieșanu, șeful de la PNL Suceava. Da, domnul Băieșanu, care l-a făcut și l-a purtat de colo și l-a pus colo și așa șeful lui cum ar veni, trebuia să îngrijească de domnul Doroftei. Să aibă grijă de domnul Doroftei, nu să aibă grijă domnul Băieșanu, că domnul Băieșanu vine acum în campanie electorală și îmi spune mie care el grijă de oraș. El are grijă numai de el, știi? Și exemplul ăsta cu Ovidiu Doroftei este foarte bun. Un apropiat de-a lui l-a lăsat, du-te, bă, și s-a certat. Când a fost dat, mai greu, nu? Când a fost mai greu, s-a certat și a plecat omul unde a văzut cu ochii. Și apoi, de ce nu ai profitat tu de el? Adică Ovidiu Doroftei și-a creat o anumită imagine. A fost prefect, nu? Păi ține-l, mă, în PNL. Păi ce așa ai doi pe care nu-i cunoaște lumea? Trei în partid. Ține-l pe ăsta, ține-te de el. Poți să-l ții, să-l ții aproape. Știi? Mie mi-a asta spune foarte mult despre ce se întâmplă și cum se întâmplă lucrurile. Despre oameni spune mult. Da. Bun, și acum trecem la fotbal. A fost un derby local. Da, Rapid Suceava, echipa de pe locul întâi, e pe locul întâi acum cu șanse de promovare în Liga a doua. A bătut echipa Sporting Suceava, care e pe locul 5 sau 6, cu 3-1, greu, foarte greu. Acum am văzut și eu imagine și trebuie să recunosc că Sportingul este peste Rapid Suceava. Și a atacat cu curaj și a avut faze frumoase și am văzut la Rapid, o echipă cu pretenții de Liga a doua, niște împiedicați. Care, adică îți vine mingea în 6 metri și tu te duci cu ea în lateral în loc să o dai la porun. N-am înțeles. După aia portar, ăla nu-i portar, care ia gol, cum a intrat cu picioare. În fine, multe gafe la... Deci sunt slabi cei de la Rapid. Dar îi avantajează faptul că fost... sunt pe locul... Îmi pare rău că nu e Sportingul pe locul întâi pentru că sunt peste... Rapid din ce am văzut imaginea asta și din poveștile oamenilor care merg la meci, Sporting e o echipă din punct de vedere a valorii, e peste Rapid Suceava. Trebuie să remarc eleganța cu care Sportingul s-a dat la o parte în meciul de ieri cu Rapid Suceava. Meciul a fost încrâncenat. S-au dat bări, dar dacă ar fi dat Sporting cu un gol, s-ar fi muiat după aia să-i bată Rapid Suceava. Și s-au dat elegant la o parte. Deci au mimat perfect competiția și este normal să se întâmple așa.
pentru că erau fost 3.000, 4.000 de oameni la meci, da? Și oamenii de ce au venit? Bun, o parte țin cu Sporting, o parte ține cu Rapidul, Rapid, da. Dar oamenii au venit acolo pentru că își doresc, n-au fost atâția oameni la stadion de foarte mult timp, pentru că își doresc să fie o echipă măcar în Liga a doua. Și acum are posibilitatea Rapid Suceava să intre în Liga a doua și de-aia a venit atâta lume la meci. Că dacă erau echipele astea pe locurile 4-5, nici jumătate nu e. Deci ăsta a fost un semnal clar că lumea din Suceava, microbiștii își doresc o echipă în Liga a doua. Iar Sportingul trebuie felicitat că a știut să se dea elegant la o parte pentru a îndeplini speranțele celor aflați în tribune. Deci se poate. Deci se poate. Dar îmi pare rău că nu e Sportingul pe primul loc, că sunt mai buni decât Rapidul. Mai mulți în, fotbalul. La Rapid sunt mai mulți împiedicați decât la Sporting. Sorin, îți mulțumesc foarte mult. Doamnelor, domnilor, aici se încheie comentariul zilei. Numai bine!